eu sunt la pensie din 57, de fapt, așa mi tot bâzăie mie, mi se spune în cască. Și retroactiv o să primesc ce am de primit. Și felicitări și avem pensia, doamna dumneata, e o pensie foarte mare. Deci suntem foarte bine unde suntem și acceptăm totul și e divin totul. Și văd eu la spectacolul următor, eu nu înțeleg ce mai caut la teatru. Așa, cred că mi se dă ceva să semnez și cred că cam asta e. Cred că cam asta am făcut și uite, sunt un pic așa, un pic de nostalgie, tristății. Da, tristă pena, da. Dar acceptăm ce ni se întâmplă și să vedem ce propunere ai dumneata și ce ți se întâmplă mai departe. Și ai fost un cobai foarte interesant de urmărit, toată lumea te-a urmărit, ești minunată de la schizofrenie până la minte genială și așa. Eu zic că ai făcut o treabă bună și nu știam de ce mă întreba vecina. Ați ieșit pe foaie de boală sau încă vă mai... sau mai sunteți cobaie încă? Ați scăpat? Ați reușit? Păi cred că am reușit, dar cu ani în urmă. La 5-7 de ani ai mei, eu nu știu câți ani am. Asta e culmea. Eu știu că am 59, dar depinde în ce an și în ce prezent trecut sau prezent viitor mă aflu și... Da. Dacă mai pun încă 10 ani, îți dai seama retroactiv că trebuie să primesc la ai mei 59, am zis, 69. Se vede. Ai, înșecută-mă. Hai să vedem. Quelque chose.